Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Par mai bine dispus astăzi, ți-ai montat camerele la mașină, ți-ai rezolvat problema? Da, ce legătură are cu, eu sunt bine dispus întotdeauna. De la tine când e vorba de mașină, se vede, up, down. Da, am pus, am camere și pe față și pe spate acum. Și ce faci cu ele? Pe față și ele, nu, nicio treabă. Și pe față și pe dos. Pe față și pe dos, da, acum mai treci pe laterale. S-ar putea să pui și pe laterale. Și acum, practic, merge în trafic, e ca la pescuit. Nu spui și o macara deasupra? O macara video. Video, da. Ar fi. Poate. Mamă, o dronă care să meargă în timp cu... Asta zic. Ar fi o treabă, da. Dar când ai camere, ești în trafic cu cel puțin din București sau din România, ești ca la pescuit. În fiecare zi prind ceva, n-ai cum. Ieri era să prind săracul de el, un biciclist, mamă, era să-l facă un nene. A deschis portiera, era parcat pe dreapta, a oprit pe dreapta undeva și biciclistul l-a depășit prin stânga. Și ăsta când a deschis portiera, nu s-a uitat în retrovizoare. Mă rog, nu e de râs. Și l-a ratat. Cum ar zice... Deci l-a ratat. Da, cum ar zice, unii l-a ratat pe săracul biciclist. Și știți că există un truc ca să te asiguri că nu bușești biciclistul. Ce? Roși frumos bicicliștii? Da, roși frumos bicicliștii să nu mai treacă pe lângă mașina ta sau cum. Dar dacă ești biciclist, când depășești mașini prin stânga sau dreapta, trebuie să fii mega atent, asta evident. Dar, sigur, ai obligația să te uiți în retrovizoare când deschizi portiera, da? Păi asta faci. Da, te uiți, te asiguri, practic, ca și atunci când faci stânga sau dreapta. Vrei să te uiți în oglinda laterală. Așa, în oglinda laterală, voiam să spun, da. În oglinda laterală te uiți. Dar unii reflex deschid portiera că se gândesc că au venit, au parcat, nu era nimeni în jur. Și trucul este, e un truc de conducere defensivă. Să deschizi portiera ta din stânga. Așa. Da, nu, încerc să-mi imaginez ce zici. Foarte serios. Așa, deschizi cu mâna dreaptă, nu cu stânga. Adică nu pui mâna stânga pe portieră. Te întorci cu umărul drept și deschizi. Că în momentul în care te întorci cu dreapta, te întorci cu mâna dreaptă să tragi de mâner, automat vezi și ce se întâmplă pe stânga. Da, da, te ține burta, știi? Hai că depinde și care e distanța scaun portier. Dacă e mașina mai mare, e greu. Hai mă puțin, păi nu-i suficient. Da. Eu mă asigur, adică de ce ar trebui să fac toată mișcarea asta dacă eu mă asigur, eu fac chestia asta. E bine că te asiguri și evident că trebuie să te asiguri. Doar că, repet, unii nu se mai uită. Adică știi că trebuie să te uiți în retrovizoare, dar unor reflex tragi de mânerul ăla. Aici trebuie să faci, când te asiguri, e ordinea operațiilor. Adică trebuie mai întâi să te uiți în oglindă și după aceea să deschizi portiera. Și dacă nu ești atent... E bătaie de cap mare. Și crezi că face cineva treaba asta cu... Niciodată. Deschide portiera cu dreapta? Adică Titi Aur, crezi că... Care e șeful la conducere defensivă, crezi că deschide cu dreapta? Tot ce aud despre conducerea asta defensivă, pe lângă faptul că mereu îmi imaginez un om cu o cască în mână... Cu o cască pe cap și un scut în mână conducând mașina. Așa. Sunt... Ce sunt? Foarte greu de pus în practică. Cum e greu? Ce e greu de pus să în practică? Să deschizi cu dreapta? Da, deschizi cu dreapta. În stânga. Adică nu e ceva firesc. Doar tragi de la, adică nu ieși cu totul... Știi? Mai bine deschizi geamul, scos telefonul, puf, faci o poză, te uiți, puf, nu vine nimic. Nu? Bine, ce asta e? Nu, dar cât de greu ți-ar fi? E peste mână. De ce? Adică e chestiune de obișnuință. Protejezi bietul biciclist? Ba vreau. Păi și porumbei și multe lucruri, dar e... Trebuie să vină. Încearcă. Promitem că încerci. Promit că voi încerca, sigur, uite. Auzi, dar nu e cel mai bine unde te dai jos de pe locul din dreapta? Pui piciorul, el ridici piciorul, dai peste, înțelegi? Și cobori pe partea cealaltă, da. Că poate nu vine niciun biciclist. Și în timpul ăsta poți să vezi... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.